ziua! Bine ați venit! Ați fost convocați prin dispoziția primarului Comunei Parincea numărul 80 din 12 aprilie anul curent pentru desfășurarea ședinței ordinare din luna aprilie. Constat că este întrunut quorum prevăzut de lege, în sensul că nu lipsește nimeni dintre consilieri locali în funcție. Dau cuvântul domnului președinte pentru preluarea lucrărilor ședinței. Ședința fiind statutară, așa cum am stat la doamna secretară, dăm cuvântul domnului primar să intre în urmă. Începem cu punctul 1, expunere de motive și proiect de hotărâri privind actualizarea componenței Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Parincea. Punctul 2. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind încetarea de drept a mandatului consilierului local Secarul Ion prin demisie. Punctul 3. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind validarea mandatului consilier local al domnului Baciu Martin, primul supleant aflat pe lista ALDE. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind actualizarea componenței comisiilor pe domenii specializate a consiliului local al Comunei Parincea. Punctul 5. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind actualizarea componenței comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Parincea. Punctul 6. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Parincea. Punctul 7. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea metodologiei de închiriere a apartamentului numărul 1, situat în blocul 6, scara a, etajul 1, din satul Parincea, Comuna Parincea, aparținând domeniului privat al Comunei Parincea, județul Bacău. Punctul 8. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Parincea și al listei de investiții pe anul 2019. Punctul 9. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice al Comunei Parincea pe anul 2019. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale patrimoniul Asociației Comunilor din România, ACOR, pentru anul 2019. Expunere de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea aderării Comunei Parincea la ADI Ungureni-Buhoci. Punctul 12. Diverse. Dacă mai sunt alte propuneri, ne mai fiind până la acest lucru de acord cu ordine. Da, mulțumesc. Abține. Trecem la punctul 1, expunere de motive și proiect de hotărâri privind actualizarea componenței Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Parincea. Da, o să prezint eu. Prezintă doamna secretară. Da, așa după cum ați luat la cunoștință din cadrul ședinței anterioare, din luna martie, de pe 28, domnul consilier Pisacaru Ion și-a prezentat oficial demisia. El făcea parte din Comisia de Validare aleasă în 24 iunie 2016, prin hotărârea numărul 16. Avea acolo calitatea de președinte. Dreptul mare, vă rog să vă gândiți la actualizarea componenței acestei comisii cu un alt reprezentant al dumneavoastră. Și putem reorganiza și în sensul că persoana propusă poate să fie președinte sau poate să fie membru și desemnăm președinte pe altcineva dintre cei care deja erau. Vă fac cunoscut că președinte era domnul Pisacaru, secretar Cucu Valeria și membru Durac Vasile. Am fost nevoiți să includem la ordinea de zi acest proiect de hotărâre, urmare a faptului că o să vedeți că la punctul 2 și 3 de la ordinea de zi avem nevoie de aportul Comisiei de Validare, în sensul că încetează un mandat de consilier local și validăm un nou mandat de consilier local. Și ea este aleasă pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local. Și mai actualizăm doar dacă este cazul, cum este cazul de față. Da, aștept propuneri. Poftim! Deci propun ca componența Comisiei de Validare, președinte să fie domnul Durac Vasile, secretar să rămână doamna Cucu și membru doamna Iuliana Dămoc. Mulțumesc.
Mai propune cineva? Mai sunt propuneri? Să punem la vot propunerea făcută de doamna. Abțineri, contra, nimic. În urmă, mi s-a zis aprobat. Da, deci s-a aprobat proiectul de hotărâre. Componența comisiei de validare, așa cum ați votat, va avea președinte pe domnul Durac Vasile, secretar pe doamna consilier Cucu Valeria și membru doamna Dămoc Iuliana. Da. Trecem la punctul 2. Expunem din motive și proiect de hotărâri privind încetarea de drept a mandatului consilierului local Psecaru Ioan prin demisie. Da, aici de asemenea am să expun eu materialele anexate la proiectul de hotărâre. A fost înregistrată demisia domnului consilier, fost consilier Psecaru Ioan, cu numărul 2208 din 28 martie. Am primit de la Organizația Județeană Alianței Liberalilor și Democraților Bacău și luarea la cunoștință acestei situații de demisie și confirmarea supleantului, primul supleant de pe lista dumnealor. Urmare acestor aspecte, dumneavoastră trebuie să luați act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Psecaru Ioan de drept prin demisie. Dacă avem ceva de scutat, atât propunere. Ne mai fiu scurim la vot. Deci, înțelegem că cu toții ați luat act de această demisie și vacantarea postului de consilier local. Trecem la punctul 2, expuneri din motive și proiect de hotărâri. Punctul 3, expuneri din motive și proiect de hotărâri privind validarea mandatului de consilier local al domnului Baciu Martin, primul supleant aflat pe lista ALDE. Da, deci o să continui tot eu. Așa cum făcusem precizarea și la punctul anterior, avem demisia domnului Psecaru Ion, avem confirmarea ALDE, prin care ni se aduce la cunoștință că și rezultatele alegerilor din iunie 2016, că primul supleant pe lista ALDE este domnul Baciu Martin. Prin urmare, Comisia de Validare o să-și însușească raportul de validare a domnului Baciu Martin în calitate de consilier local. Supunem atenție dumneavoastră și o să urmeze, după ce vă exprimați punctul de vedere, depunerea jurământului, unde o să vă rog să ne ridicăm cu toții în picioare. Domnul Baciu o să fie prezent aici în față, cu mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituție și va da citire jurământului, după care îl semnează împreună cu domnul președinte. Un exemplar va rămâne la dumnealui, un exemplar la dosarul ședinței. Formula din jurământ, ce se referă acolo la credință, dacă nu țineți neapărat să o spuneți, este alegerea noastră, domnul Baciu, dacă sunteți și credincios, îi dați citire până la capăt. Vă poftim în față, domnul Baciu. Nu, deocamdată. Am stat dacă da. Deci dacă sunt discuții pe marginea acestui punct. Este cineva împotrivă? Nu. Haideți să așteptăm jurământul. Subsemnatul Baciu Martin, consilier local al Consiliului Local al Comunii Paricea, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 din legea numărul 215/2001 privind administrarea publică locală, republicată de fond în fața dumneavoastră, în fața Consiliului Local, Paricea, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putință și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Paricea. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, felicitări. Aveți aici... Nu ăla, nu. Ăla o fost o ciornă. Aveți aici. Ce are de tine din noastră? Are fix? În dublu exemplar. Da. Domnul Șducă.
exemplare îl dați dumnealui și unul rămâneți. Felicitări la noua funcție de consilier local. Vă felicit și eu și vă urez succes în activitate. Să reprezentați cu cinste satul Milești. Da. Și Bălen, și Bălen, da. Da. Trecem la punctul 4. Expunere de motive și proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiei pe domenii de specialitate al Consiliului Local al Comunei Paringea. Dăm cuvântul doamnei secretar. Da. Deci legat de hotărârile adoptate până la acest punct și de validarea domnului consilier Baciu Martin, vă propun actualizarea comisiilor de specialitate pe domenii. Vă fac cunoscut că locul rămas vacant este în cadrul Comisiei pentru Administrație Publică, Apărare, Ordine și Liniște Publice, dar dumneavoastră aveți și alte opțiuni. Deci domnul Prisecaru fusese președinte în această comisie, împreună cu domnul Matieș Mihai și cu domnul Butunoi Vasile. Eu m-am gândit și cu o parte dintre dumneavoastră am discutat și în cadrul Comisiei de Specialitate de ieri și înainte de începerea ședinței de astăzi. Și spuneam că avem prilejul ca un pic să ne aplecăm asupra componenței tuturor comisiilor de specialitate, în sensul că am observat că această comisie de administrație publică și juridică a avut în componența ei trei consilieri locali care erau din aceeași formațiune politică. Lucru care poate impune la recomandarea mea și cu aprobarea dumneavoastră un pic reanalizată. Dacă nu, o să ia locul domnului Prisagaru, domnul Baciu, o să se gândească acolo în comisie să-și desemneze președintele și secretarul și mergem mai departe. Dar am zis că este prilej, dacă tot s-a vacat locul, să organizăm un pic pe specialitate și pe domenii, că așa sunt și recomandările legislației. Vă rog să vă gândiți și faceți propuneri. Poftim, doamna. Aș propune pe doamna Demoplini. Iulia. Nu neapărat să scrie. Puteți să desemnați un secretar, un președinte. Nu neapărat să scrie. Da, mai sunt. Deci propunerea este ca doamna consilier Iulia Demop să facă parte din această comisie de administrație publică juridică și apărarea ordinii și liniștii publice. Asta înseamnă că ea pleacă din Comisia de Învățământ, Sănătate, Cultură. Da? Și atunci acolo cine o să intre în comisie? Nu, nu plec de acolo. De la Sănătate și de la... Dar ideea este că propunerea este făcută. Așa. Dacă o să aveți votul majorității Consiliului Local, o să mergeți acolo unde vă desemnează Consiliul Local. Sau dacă nu propuneți. Dar nu votez. Cum? Dacă nu vrea. Noi... Trebuie să respectăm. Dacă omul nu, deci doamna de mod, nu poate că are serviciu de așa natură când n-a ajuns la comisie, vă dați seama. Dar asta nu este o scuză, să știți. Deci, apropo de comisii, am observat și am ținut să precizez la ședința din luna martie, am specificat acolo, am rugat pe doamna Grigore de la registratură să vă comunice în mod expres că prezența este obligatorie. Asta s-a întâmplat în luna martie. Ei, luna aceasta n-am mai făcut precizarea că prezența este obligatorie, dar să știți că este obligatorie, că vedeți că sunt foarte multe materiale și trebuie să ne facem timp. Ați văzut că ședința începe cu ora 14, asta nu înseamnă că trebuie să fiți punct la ora 14, dar măcar un sfert de oră, jumătate de oră, trebuie să vă faceți timp și în prealabil la ședințele astea de comisie, că nu ne putem ține în aceeași zi cu ședința ordinară sau extraordinară. Deci trebuie un pic să alocați din timpul dumneavoastră și pentru această activitate, pentru că asta este. V-ați asumat acest mandat și trebuie să-l duceți la îndeplinire așa cum prevede legislația. Așa este. Dacă eu nu reușesc, dacă nu reușesc să vin sau nu reușesc să viu sau... Acum dumneavoastră vă știți cum sunteți? Adică și președinte. Ca și președinte, secretar. Dar secretarul face... Deci prezența este obligatorie și pentru președinte, și pentru secretar, și pentru membru. Toată lumea este obligatorie, cea pentru persoana este plătită. Da, le se referă că nu are timp să-și facă materiale. Da, bine, asta am văzut și
Membru în fiecare comisie, cine scrie? Da, așa, secretar al comisiei până dar acum... Dar atunci, în situația asta, ce spune, fost... trebuie să schimbăm acolo trei consilieri acum. Să dăm unul de la altul, păi nu, deci de la... dacă Iuliana Dăvog ajunge la comisia de administrație, merge domnul Martin la învățământ, cultură, că el așa este vârf, deci avem probleme acolo și de protecție socială și de vârf, deci atunci am rezolvat problema. Da, și cum vă desemnați dumneavoastră acolo, deci fiind comisia Iuliana Dăvog, Mateș Mihai și Butunoi Vasile, cădeți de acord și desemnați președintele. Ca să nu mai intervenim cu alte modificări și la cealaltă comisie. Președinte să fie doamna, secretar. Da, secretar rămâne Butunoi și membru Matei și Mihai. Și gata, s-a rezolvat problema. Și foarte bine. Sunteți de acord? Da, cu corect. Da, da. Să puneți la vot. Da. Sunteți de acord? Comisie. Comisia 1. Aveți favorabil. 2, da, trei favorabil. Comisia 3 sunt. Da. Punctul 6. Ești președinte, mi secretar. Deci domnul Baciu trece în locul domnului Liniana. Trebuie să-și înscriu. Domnul înțeles că nu scrie. Scrie secretarul. Cine s-a întrebat acum? Da, acum știți cum, ca să nu rămâneți așa nelămuriți, să știți că o să încercăm și cu acordul dumneavoastră, dacă atunci când sunt materiale mai multe, spre exemplu, am să vin în sprijinul dumneavoastră la aceste rapoarte de avizare și la procesele verbale, să băgăm, măcar că noi tot avem în evidență în calculator, să băgăm măcar ordinea de zi și vă ușurăm un pic munca. În altă ordine de idei, legislația prevede că aparatul de specialitate al primarului, inclusiv eu, secretarul comunei, suntem la dispoziția dumneavoastră atunci când aveți de făcut lucruri care trebuie să le faceți pentru comună și nu reușiți. Așa că vă urăm succes. Eu sunt oamenii aici care scriu într-o mail pe perioada unei ședințe, puțin reușesc să mai stea acasă atenți, dar eu te trebuie da. Dar asta înseamnă că nu au scris ieri. Nu mai particip. Asta înseamnă că n-au scris ieri. Cum au fost ieri? Au fost. Dar n-au scris. N-am scris. Trecem la punctul 6. Expuneți de motive și proiect de hotărâri. Privind modificarea componenței inventarului bunurilor care alcătuie domeniul public al Comunei Paringea. Da, haideți vă rugăm o să prezinte acolo doamna Butnariu propunerile și dosarele de la 6 la 11. Unde dosarele? Dosarele de la 6 la 11. Comisia de... Și după aia intră modificarea. Corina, dacă vrei prezintă comisia, să rămâi tu inventar. Cum vrei? Da. Deci putem trece la ordinea de zi la punctul 6, da? Da. Da. Deci și aici este vorba despre o comisie specială care inițial a fost aprobată prin hotărârea de Consiliul Local numărul 23 din 23 iulie 1999. Vă fac cunoscut că domeniul public al Comunei Paringea a fost aprobat prin hotărâre de guvern în anul 2001. Noi de atunci am mai avut modificări la domeniul public al Comunei, dar această comisie nu a mai fost actualizată prin hotărâre de Consiliul Local, pe considerentul că în normele metodologice de aplicare a legii 188 prevede în mod expres cine face parte din această comisie. Pe considerentul că în acest mandat avem un alt primar, ne-am gândit să actualizăm și această comisie și componența va fi următoarea. Deci președinte Roșu Sorin, primarul comunei, secretar, așa este prevăzut în norme, Mina Drogu, secretarul comunei, membrii Grecu Vasile, consilier la compartimentul contabilitate, Mitrea Gabriela, referent cu atribuții la registru agricol și Butnariu Corina Petronela, consilier cât de curând și cu atribuții de urbanism. Dacă sunteți de acord cu actualizarea acestei comisii sau discuții și
Vă așteptăm. Comisia 1, de acord? Comisia 2? Da. Comisia 3? Deci, la punctul 7 la ordinea de zi, expunere de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea metodologiei de închiriere. Nu, e modificarea domeniului public, nu? Asta e 7. 7. Aveți altă. 6. 6 au fost. 6 au fost, suntem la 7, nu? 5. Deci, da, dar nu avem. 5 au fost, comisia specială de ascultire inventarului și acum e 6 modificare inventarului. Da, 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 la 6 suntem. Expune de motive și proiect de hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Paringea. Dăm cuvântul doamnei Butnariu. Conform inventarului public al Comunei Paringea, la poziția G, alte clădiri și terenuri, punctul 9, a fost înscris în anul 2001, atunci când a fost aprobat inventarul Comunei Paringea, prin hotărâri de guvern. Două secunde. Inițial a fost trecută clădire cu destinație pentru judecătorie, construcție din cărămidă pe cadre de beton. Acum, având în vedere proiectul pe care urmează să-l demarăm cu modificare, reabilitare și extindere sediul primăriei, trebuie să actualizăm și datele din inventarul domeniului public, așa cum au fost ele prevăzute în documentația cadastrală, în ultimele măsurători, care presupun exact situația de fapt din teren. În aceste condiții, propun spre aprobare modificarea inventarului domeniului public, așa cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din proiectul de hotărâre, și anume, la denumirea bunului să fie trecut sediul administrativ, respectiv primăria Comunei Paringea, elemente de identificare, suprafață teren aferent 8.165 m2, așa cum reiese din măsurători, suprafață construită, corp 1, 168 m2, corp A, C2, 172 m2, corp B și C3, 109 m2, magazin. Anul dobândirii construcțiilor, 2000, valoarea de inventar este valoarea trecută în ultimul raport de evaluare a inventarului, a patrimoniului, valoare clădire 81.060, valoare teren 26.840, situația juridică actuală, HCL 6 din 2001, reprezentând hotărârea Consiliului Local de asumare a inventarului domeniului public. Deci la teren era atributul, deci aveam un pic mai puțin în documente și el, deci era 7.300 și în realitate sunt 8.000. Da. Deci schimb, trebuie valoare, ca să... Valoarea magazinului se pare mare, nu? Deci toate clădirile, corp 1, corp 2 și corp 3 sunt 26.840. Toate clădirile. Așa sunt ele, nu sunt distincte, evidențiate în contabilitate. Sunt tot nouă loc, da. După ce vom executa proiectul de modernizare, abia atunci va crește valoarea clădirilor. Și atunci se va face o nouă modificare la inventar. Și implicit cu garajul. Și cu garajul, da. Implicit cu garajul, care este pe aceeași carte funciară, 61-242. Da. Este clar. Discuții. Și discuții. Și discuții. Eu știu, poate ce mi-a dat și... Nu, aviz favorabil. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3? Aviz favorabil. Să punem la vot. Nu am dat votul, s-au aprobat. La punctul 7. Expune motive și proiect de hotărâri privind aprobarea metodologiei de închiriere a apartamentului numărul 1, situat în bloc 6, scara A, etajul 1, satul Paringea, Comuna Paringea, aparținând domeniului privat al Comunei Paringea, județul Bacău. Deci este vorba de apartamentul în care stă rusul. Din blocul numărul... El, normal, a fost făcut ca să fie vândut, da? El a depus la primărie, la caserie, niște bani, dar întrucât nu a fost procedura făcută conform legii, s-a anulat și nu putem la un moment de față decât să-i dăm închirii apartamentul. Și, în drept,
Da. Procedura mai departe, că oamenii sunt foarte mulțumiți. Deci, procedura. Trebuie să, deci, pentru moment, domnul Vasile, pentru moment îl dăm în chirie apartamentul, după care o să începem procedura de vânzare. Și ce a durat atât de mult, un an de zile? Pentru că trebuie... Din 2018, au spus, domnule, din 2018 deci, trebuie să cumpărăm casa aia și nu... Da, 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 deci nu pot, pentru că se face evaluare, se face, domnul Vasile, se face evaluare... Da, o dăm în chirie. Da, o dăm în chirie. Ei, după pașul următor, care trebuie să... Da. Pentru vânzare, trebuie să-i facem din nou. Prezinte un pic, doamna Butnariu, aspectele, deci, așa, ca să nu intrăm într-o contradicție. Contractul de închiriere a expirat a domnului Rusu. Da. În aceste condiții nu se putea face vânzarea directă, imediat. Trebuia să se facă un raport de evaluare cu situația exactă la momentul, la anul 2018, care este valoarea reală a apartamentului, pentru că contractul este expirat. Trebuie reluată procedura de închiriere. După ce se face închirierea, dacă se mai manifestă interesul pentru a cumpăra, trebuie să facem o nouă procedură de vânzare. Da, dar ei acuză pentru că au... Și închiria asta, când are închirie ceva, cine se spune că nu are voie? El a făcut deci el a semnat contractul de închiriere și știa că la data respectivă va expira contractul. Da, și-a făcut în plătățire, a spus. Da, dar la slagă, dar dacă închidezi un apartament și te apuci, el nu mai poate plătățirea în aprobarea proprietarului, nu-i când a făcut atunci, când plătățiri în el. Vă dați seama, și valoarea a crescut enorm. Da, dar și ideea, din moment ce face contract de închiriere, are dreptul de pensiuni. Deci el va... Dacă n-ați făcut, e licitație și să scrii și altul. Poate să scrii oricine, îți poate scrii oricine la licitație, normal. În altă ordine de idei fac precizarea și eu, că menirea noastră aici este să susținem interesul suprem al Comunei Parincea. Interesul suprem al Comunei Parincea nu este doar un cetățean. Da? Deci trebuie să fim în cunoștință de cauză, în sensul că atât aparatul executiv, cât și cel deliberativ, ne gândim la Comuna Parincea. Da? Deci interesul lui suprem, într-adevăr, al cetățeanului în sine este să aibă locuință, dar acela este un bun al Comunei Parincea. Da. Da? Și atunci trebuie să urmăm pașii care sunt de urmași. Dar totuși, da, interesul cel mai mare al Comunei Parincea este să-și susțină cetățenii. Deci, păi tocmai este venit. Să-l susții pe el atunci, dacă el a fost, a stat acolo, omul și-a exprimat dorința că vrea să cumpere. Cumpere, da. E normal ca el să fie ajutat, nu să-i se pună tot felul de piedici. El așa zice, da. Am înțeles asta, dar totuși, eu am înțeles, dar bunurile astea sunt ale Comunei Parincea, dar trebuie ajutat acum. Singur cetățean. Deci noi aici, când luăm o hotărâre, trebuie să luăm. Ușor de adus la citație. Deci, făcând prima dată procedura de închiriere, noi venim în sprijinul lui pentru a putea beneficia de dreptul de preemțiune. Că dacă l-am scoate direct la vânzare, atunci se poate înscrie mai multe persoane și poate să negocieze, să supraliciteze și atunci nu mai poate cumpăra. De ce s-o lăsat să expiri contractul? Deci, ei zice că perioada este prea lungă, adică din 2018 fac o cerere și suntem în 2019 după un an. Procedura cu vânzarea a început. Începută. Eu nu înțeleg de ce nu mai zic și aveți pe o interes sau lumea, om... De ce s-au lungit atât? De ce s-au lungit atât? Adică de ce s-au lăsat să-i expire un contract? Da. Pentru că trebuia să fie domnul contabil. Domnul contabil. În 2018, de ce vrea să fie contractul în 2018? Dacă s-a inspirat. Pentru că nu s-a licitat. Pe reevaluare ce faceți? Îi măriți prețul? Dar s-au făcut evaluarea la toate apartamentele, la toate clădirile care s-a comunit Parintea. Dacă nici eu nu reușesc să înțeleg, nici el nu o să înțeleagă lucrul. Domnul Vasilache, da. Și la dispensarele, la cabinetele medicale, și acolo s-a schimbat contract, s-a schimbat tot, peste tot. S-a făcut reevaluarea, prețuri, alte prețuri, nu poți. Prin lege suntem obligați. Nu putem pune arbitrar sau... Nu trebuie să avem niște documente. Da, și totodată vă fac cunoscut că precizările din legea administrației publice locale sunt așa. Că Consiliul Local închiriază, vinde bunuri din patrimoniu public sau privat prin licitație publică pe bază de raport de evaluare. Deci, nu știu dacă nici acum înțelegeți. Deci nu putem stabili noi prietul. Nu avem noi. Doar atât, că el are acest drept de preemțiune pe considerentul dacă va fi chiriaș. Scoțând la vânzare acum unul, că nu avem raport de evaluare pentru vânzare, noi l-avem aprobat, dar este pentru închirierii, și doi, la momentul când el nu este chiriaș, la momentul când noi hotărâm vânzarea, nu mai are acel drept de preemțiune
care cât de cât să-l avantajeze pentru investiții care le-a făcut acolo. Dar de altfel, cum spunea și domnul primar, acele investiții nu le-a făcut cu acordul Comunei Varincea. Nu pot să închiriez un apartament, mă apuc să schimb uși geamuri, să pun dresii faianță, fără aprobarea proprietarului. Aia să mă oblici să-l vând. Nu? Nu. Deci noi... Eu știu că și-o estimat intenția de mai mult ani să-l cumpere. Vorba de vreo 5 ani. Mai mult. Tot o singură familie, cu astea mai multe familii, atunci mai contează că este important de la cum tot de acolo și-a făcut. Doamna, doamna, cum trebuie să rezolvi toate? Nu, asta zic, nu mi-a ajutat. Da, i-a ajutat, nicio problemă. Deci problema, acum nu spunea că nu suntem în sprijinul lui. Se punea să urmăm pașii legali care sunt de urmat. Pentru a nu fi contestat, ca și procedură. Pentru că poate să facă cineva contestații la procedura, dacă noi facem vânzare directă, poate să facem procedura de închiriere cu dreptul de preemțiune. Doamna Buzanu, deci el până în 2018 a avut contract de închiriere. Când a expirat? Când a expirat? Ultimul contract a fost în 2014, pe un an de zile, cu prelungire automat încă un an. Adică în 2016 a fost expirat. Deci noi ne-am trezut cu banii în contul primăriei. Și cu contractul expirat. Și cum poți să dacă faci ceva cu șcării pentru ei? Bine să-i spune, deci trebuie făcut în procedura și cu asta bază. Deci ei n-au înțeles de ce le-am restituit banii. Noi le-am restituit banii pentru că ei n-au participat la niciun fel de procedură, nici de vânzare, nici de negocieri. Și atunci intram în sub alt incident. Da, el depunea banii aici, dacă nu. Da, și el după aia a zis, domnule, eu am cumpărat, dă-mi, cum să-ți dau dacă n-am făcut procedura. Da, da. Ce prins îmi dai? Da. Bine, am înțeles. Pus 30 deci, ani să-l lămuresc eu. Deci greșeala lor? Da, da. Pe care sunt să-l lămuresc? Cineva pe din mai rău. Ne mai avem discutii comisia 1. Ca oră. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Da. Să punem la vot. Trecem la punctul 8. Expunere de motiv și proiect de hotărâri privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuielile a Comunei Parincea și lista de investiții pe anul 2019. Discuții? Poate prezint un pic domnul Grecu, nu? Da, există. Mai sunt care. Da, o să vă spun eu în mare, așa despre ce ți-e vorba. Și anume, ce interesa cel mai mult, sumele totale. Și anume, la venituri, avem suma totală de 11.213,40 lei, dar la cheltuieli, 13.655 lei. Care sunt la rândul lor împărțite pe capitole sub capitole după necesări. Ei, da, cred că s-au citit. Da, nu sunt au fost la așa la comisie. Da, acum cine a marginea eu, de exemplu, așa. Nu, da, întrebări. Spune, unde la, am văzut la culte, la culte fiind la biserici. Da, avem 70 de mii, am spus ca fiecare biserică să primească 10 mii. Da, anul trecut mi-ați promis că, sau acum 2 ani, să dați, am aprobat pe Frânănești. Am zis, domnule, ca să nu defalcăm să dăm câte 10.000, 10.000, 10.000 la fiecare sat și nici o biserică să nu înțeleagă mari lucruri. În urma, dați-mi voi să vă și răspund, în urma discuțiilor cu preoții și cu nevoile care le au, toți preoții au venit și au spus că oricât de puțin să dați, să le dăm la fiecare cât putem. Păi deci, asta au spus miliești, fiecare în parte și ăla care a luat... Miliești, au venit, au cerut. Poienii ceri, Parincea ceri, Vladnic ceri, Vărin ceri, toți preoții și am spus, domnule, dacă tot cer toți, haideți să dăm așa. Ei am întrebat, domnule, vreți așa? Da, facem așa. Acum am hotărât. Nu domnul primar, dacă noi am promis acum 2 ani. Și cum să facem? Și cum să facem? Deci, să ajutăm aici, așa unde? Unde? Bine, și doamna Cucu, nu tot cum am văzut discuțiile, că vreți să nu dăm la Rănești. Da, nicio problemă, noi vrem să dăm la Parincea. Așa că vrem să mutăm la Nănești, asta e ideea. Dar cum? Alocați mai mult. Și alocați mai mult de 7.000. Nu scoateți Nănești, din joc. Nu-i problema. Noi nu avem treabă că așa ne filmăm și dăm că vrem bani, noi avem ceva cu Nănești. Și cât să dăm la Parincea? Lăsați Nănești, într-adevăr. Măcar să dăm la Parincea. Să mergem cu 2.000. Într-adevăr, 10.000 de lei, nici pentru Nănești nu e o bucurie. Domnul contabil, avem niciun timpul încă 10.000 la Parincea? Implementăm la un capitol, trebuie redus în altă parte. Păi reduceți, mai sunt de pe reduceți-vă, sunt sigur. Puneți-vă unde să duc.
Domnul contabil, luăm de la extindere instalații din luna public. Rămâne acolo 190? 180. 180, nu? Da. Rămâne 170, da? Și mergem la biserică. Biserica care biserică? Parincea. Deci acum la Păieni au nevoie să îmbirească biserica. Deci am trecut și Păieni cu 10 mii, Vasile. Da, dar e puțin. Știu, dar peste tot e puțin, nu numai la Păieni. Da, da, deci, încercați să arugați. Nu-i corect, nu-i corect, domnul primar. Nu-i corect, acum voi ea ne-a zis că... Sau la Păieni, la Păieni cât te dați? Tot 10 mii. Păi, dar gândiți să luăm mai mult. Dar am spus că facem un fel următor. Bun, nu mai dăm la nicio biserică, dăm la una sigură 70 de mii cât avem și cu asta de asta. Hotărâți și... Păi nu se poate așa, dar atunci mai luați din banii aia, de la pod, de la unde mai lăsați. Dar cum se ieși, lăsăm, facem pod numai 300 de atunci? Avem nevoie de biserici, avem nevoie de mastodon. La pod și investiții, da. Păi și astea ce sunt? La biserici... Deci, de la biserici nu merg banii de la investiții. Bun. Da, domnul contabil, luăm 10.000 de la extinderii iluminat public, ducem la biserică la Parincea și restul rămâne cu 10.000. Deci la Păleni iarăși nu dați? 10.000. 10.000. Dar de unde doamnă mai mult? Și la noi nu dați iar 10.000. Tot 10.000. Dar n-ai o ceos, domnule, să dăm la fiecare biserică și la Parincea să suplimentăm? Nu-i corect. Atunci am fost de acord, toți, gata, hai că te vrei biserică, am fost de acord, 50 de mii. Și acum când se facă și la Poieni... Eu știu că peste tot sunt nevoie, da? Nu-i dat la Poieni, dacă și la cu 10 mii. Poftim? Dar de ce să nu dăm, domnul Vasile? Dăm 10 mii atâta putem, da? Mai dăm la anul 10 mii, că nu trebuie să dăm neapărat în fiecare an. Noi am contribuit la nevoie. Noi la nevoie, domnul Cutinoi, la nevoie și prodat primul de 50 de mii, dar primul de 1 miliarde. De sapă-i oameni. Una să dai 50 de mii și una să dai 10 mii. Atunci întrebarea este, dar dumneavoastră spuneți că nu sunt bani acum să dați la câte 100 de mii de lei, 10 mii de lei în plus. Când o să faceți rata pentru bancă, atunci cum o să fie bani? Adică... O să avem la investiții mai puțin, că anul ăsta avem podul, avem garajul, o depunem mai mult și o să ne rămână banii din partea aia. Dacă finalizăm anul ăsta garajul, podul... Următorul an, adică de 3 ani promitem pe anul viitor, anul ăsta promitem pe la anul următor, iarăși, în 2020, când să aștepte Parincea, când să aștepte Poieni. De ce? Pentru că sunt sate mici. Și fiind sate mici, da, sunt voturi puțini. De ce? Spuneți. Nu e vorba de voturi. Nu, atunci cum să explicăm? Nevoie de smart. Dumneavoastră trebuia să cereți atunci la investiții, nu 700, mai mult. Eu nu zic și repet încă o dată, toate bisericile au nevoie, inclusiv Nănești, 10.000 de lei, nu e o sumă colosală pentru ei anul ăsta. Dar nu au de construit nimic acolo. Nu contează, oricum au nevoie pentru multe alte cheltuieli. Dar și bisericile astea, de exemplu la Milești, iarăși la biserica de la Milești, e acoperișul care e la fel. Știu. Ce-ți fac cu 10.000 de lei? Păi e la fel, vădă-i la fel. Aici, Palencia, așa de gozândit. Acoperișul e o problemă pentru toate bisericile. Pentru toate, normal așa este. Da. Da, dar am venit o făcut, dar am ales la Iorza. Și nu s-a continuat în partea personală a satului. Și aici. Și aici. Haideți, mai vrea cineva să ia cuvântul? Domnul Vasile, am rugămintea să faci și precizările noi, acum la bugetul local față de anul precedent, în sensul că avem listă separată pentru bugetul de din sursă internă, da? Cel ce o să fie din credit. Și doi, legea prevede că bugetul se votează pe capitole, iar în cadrul capitolelor pe articole. Dacă domnii consilieri nu vor să le dai citire, își asumă, dar legea așa spune la buget. Și lista de investiții, la fel, lecturată, cap coadă. Deci capitolele de venituri, capitolul de cheltuieli și în cadrul capitolului articole. Ca dumneavoastră să vă asumați bugetul pe capitole, pe articole, pe listă de investiții și anexe. Așadar, la partea de venituri, total să ne avem 11.233.204 lei, din care
venituri proprii 0,56.000 de lei, compuse din venituri prin transferul proprietăților imobiliare. Alt capitol avem cote și sume de facturi din impozitul pe venit, total 1027.000 lei, din care cote de facturi din impozitul pe venit 373.000 și cote de facturi din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 373.000. Mai avem un capitol nou anul acesta la buget, sume de facturi din impozitul pe fondul la dispoziția Consiliului Județean, suma de 281.000 lei. Impozite și taxe pe proprietate 514.058.000, din care pe clădiri 204.76, pe terenuri 302.95.000, alte impozite și taxe pe proprietate 3.22.000, taxe judiciare de timbru 3.65.000. Alt capitol avem alte impozite pe venituri, profituri și câștiguri de capital 0.65.000 lei. În continuare, taxe pe utilizarea bunurilor 73.42, care mai departe, alte taxe pentru utilizarea bunurilor, taxa salubritate, 118.66.000, alte impozite și taxe, 16.05.000. Venituri din concesiuni, 54.96.000, venituri din prestări servicii, apă plus piață, 33.76.000, venituri din amenzi, 39.86.000, alte venituri, 0.5.000. Finanțarea din PNDL, 6.162.70.000, subvenții din fonduri externe nerambursabile 7.000, sume de la FIR pentru susținerea proiectelor PNDR 28.000, subvenții ANCPI pentru finanțarea cadastrului sistematic 137.70.000, programe din FADR 231.000. Relevări de la bugetul de stat, în total 2.767.000, din care sume de facturi din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate 348.000, sume de facturi din TVA pentru echilibrarea bugetului local 2260.000, sume din TVA pentru drumuri 159.000 lei. Aceasta a fost partea de venituri. La cheltuieli 12.655.000 lei total, din care autorități executive total capitolul 2263.64.000, care cuprinde cheltuieli de personal 1530.14.000, bunuri și servicii 646.50.000, dobânzi 30.000 lei, cheltuieli de capital 57.000, din care pentru amenajare loc joacă plus parc 15.000, înființare fântână la Milești 15.000, amenajare teren de sport la Nănești 15.000, la Milești de sus, și achiziție bazin de carburant 12.000. Ca alt capitol, transferul cu caracter general pentru persoane cu handicap grav 130.000. Capitolul Ordine și Siguranță Națională, pentru bunuri și servicii 10.000, pentru cheltuieli de capital 365.000, adică pentru garaj, deci total capitolul 375.000 lei. La învățământ, total capitolul 418.000, din care bunuri și servicii finanțare de bază din sume de facturi din TVA 298.000, finanțare complementară, navete cadre didactice 50.000 lei, tichete sociale pentru grădiniță 30.000, cheltuieli de capital 40.000. Putem întreba acum sau la sfârșit de... Ia, oprește un pic vasnic. Acum e mai bine, da. Da? Da? La învățământ, de exemplu, ați spus că dați complementarea cât? 50.000 pentru naveta care e didactice. Transport care didactice. Și atât. Da. Și pentru investiții la școală? Avem 40.000, o expertiză tehnică pentru campus, ca proiectul acela este în alte investiții la școală. Expertiza cu școală. Expertiza de campus e o altă. Deci, prin investiții, un proiect din banii care vin din învățământ direct de la minister. Îi vin banii elevi. Așa. Aia ce? Banii ca să-și facă plăcere, să-și facă reparații. Reparații pentru lemni, pentru de acolo, se ia tot. Din finanțarea de bază? Au banii pe elevi. Așa, și din finanțarea complementară? Asta ăștia vin de la primărie, bugetul... Am înțeles asta, că vine de la primărie. Dați dumneavoastră? 50.000. 50.000. Școala așa are bugetul ei. Ăla vorbim de la de bază, nu de finanțarea de bază. Dumneavoastră care zice formulat? Din finanțarea de bază. Care nu-i banii ei? Din finanțarea de bază, nu? Din ce primești bani pe RL? Deci de acolo le dă și pentru curent și pentru lege și pentru reparații și pentru de acolo să dă. Da. Numai că se face deschiderea, trece banii prin bugetul primăriei, face deschiderea de credit noi de aici. Da,
Da. Anul trecut, anul trecut le-am dat pentru transport cadru didactic 55.000, din care s-a cheltuit 47. Nu s-a plătit luna decembrie. Am considerat că ajunge pentru 2019 suma respectivă. Dacă o să mai fie nevoie, la sfârșit de an mai suplimentăm cu cât o să aibă nevoie. Am înțeles. Iar partea de investit, iei bani ca să-și facă ceva? Au ei. Au ei. Din aia da, de bază. Da. Sunt banii și da. Am înțeles. Pot să menționez aici că s-a modificat legea învățământului și liceele tehnologice pentru investiții pot să facă acorduri de colaborare cu Ministerul Agriculturii. Ca să facă și ei finanțări? Da, se poate să-și facă... Europene. Nu, se poate să-și cumpere utilaje, să facă ateliere, să facă echipamente tehnologice, în general pentru profilul agricol. Tot ce înseamnă necesar, material necesar pentru profilul agricol, ei pot să facă contract cu Ministerul Agriculturii și să... Ce înseamnă? În cazul că spuneți că nu are nevoie de investiții. Adică să ia din banii. Nu că nu am nevoie. Pot accesa și alte fonduri pe alte programe, pe alte proiecte. Nu poți să adică în afara bugetului local. Deci ideea da. Este să construiască WC-ul. Nu, deci nu WC-ul. Vorbesc de profil agricol, mașini agricole, ateliere, se livez, deci înființeze plantații, se facă mai mult. Adică luați materială. Toaleti și astea principale. Sunt două lucruri diferite. Unul prin Ministerul Agriculturii. Pentru schimbarea profilului, să creeze specialiști, companie, tractoriști, mecanici, așa și mai departe. Și s-au dat fonduri, în sensul 10 hectare de teren, dotarea cu tehnologie, tractor, combinator, agregator, dotare, magazin și mai departe. Alt fond va fi, este în discuție, al Ministerului Învățământului, să nu mai rămână nicio școală cu WC-ul cu fondul grădinii. Exact. Se discută, dar prin Ministerul Învățământului. În afară, nu-i trece prin primărie, sau va face primăria, se va vedea cu... Deci sunt două lucruri diferite care sunt în discuție. Dar se chema, dar se pare întâmplat singur. Apropo de accidentul, ultimul accident cu copilor. Dar deci, nu se supunește pe tema. Se va face ceva. 1.100 de școli, separat. Separat. Deci da, e bine să știu. Deci, pentru că este o Care? Cheltuielul cu alte bunuri și servicii, 1.500 de lei, anume pentru iluminatul la cămine culturale, reparații curente la cămine culturale, 50.000, cheltuielul organizare evenimente culturale, 22.500, susținere culte, 70.000. Deci, la cămine culturale, știu ce vă interesează, da? Prindim și 4 geamuri la Văleni, facem anul ăsta 4, anul următor celelalte 4 pe partea de celălalt, da? Mergem cu 4 anul ăsta, 4 anul următor, da? Am înțeles. Ca să facem ceva așa acum. Și unde mai faceți? Deci, la Văleni, la cămin care? Deci, după cum știți, căminul cultural din satul nostru e cel mai solicitat și acolo... La ce? La Nănești, da? Permanent sunt activități acolo, vrem să facem o baie. La Paris este gata, dacă vreți să mergeți să vedeți, mai are de montat câteva țepe acolo și... Da, deci puteți să mergeți să vedeți. Deci o să urmezi și la Văleni, deci am fost la Văleni cu doamna secretară și cu doamna Bundăriu la școli, ne-am uitat. Urmează ca să, în cursul anului ăsta, să facem și la școală. Vedem. Sursa a devenit, deci cum mi-am propus eu, ca lemnele la școala Parincea la liceu, să le asigurăm din pădurea primăriei și cu banii respectiv să se facă WC-uri la fiecare școală unde nu... Este vorba de 70.000. Deci noi cu baia de la Parincea, după cum știți, am cheltuit în valoare de... Domnul contabil, ce valoare de materiale acolo? Oricum până într-o sută, până în 10.000 de lei. Da, deci... Cu câte 10.000 la fiecare școală facem să fie materiale totul... Materiale cumpărate, porta de muncă avem... Deci, materiale cumpărate de anul trecut, domnul Vasilache, la Cămin la Pancea, nu intră în bugetul de anul ăsta. A spus ceva de iluminat. Cum a dat de mulți bani? Pe cât consum?
Nu, iluminatul la 1500 de lei pe tot ala, 5 milioane. Că cât? 5 milioane? La noi e cămin sau prin din două. La toate cămin. La 4 cămin în două. La 4 cămin, dar nu știu cămin. Dar nu vezi și la sapine de Crăciun și la Părinția. Cum am putea? Am cheltuit 1100 și ceva. 1100? Da. Dar ce, 1100 e mult? Am avut... Am avut, am avut... La Cămin, la Părinția, nu poți să nu întâlnești un om. Da, da, da. Mai sunt venite în școală. Am avut căldură, că tunuri de căldură care consumă. Da, da, da. Deci la Părinția va rămâne ca sistem de încălzire, zic eu. Nu mai facem investiții, spunem, centrală, că îi costă foarte mult să nu își găsești... Rămâne tunurile de căldură. În momentul când se închiriază căminul, se citește contorul, la urmă se trage linii și se plătească și curentul. La cine a consumat pentru căldură. Dar, domnul primar, dar la Poieni se mai renovează o clasă de aia sau se face cămin? Dumneavoastră a zis că mai bine faceți un cămin. Nu, nu. Mă treabă. Deci, asta ca să faci un cămin, deci, în primul și în primul rând, dacă... Cheltuiala, dacă se merită să facem cheltuiala respectivă, pentru că ca să faci, să faci, să faci un cămin. Nu, dacă vin, deci dacă, ca să refacem școala respectivă, trebuie să facem expertiză. Da? Numai un pic, da? Deci trebuie să facem expertiză. Și dacă vine expertiza și spune că nu se mai poate construi la școala respectivă, cum avem școala din Vlarnic, care îi trasă pe dreapta, expertul spune clar, nu se mai poate folosi nici renova. Avem grădinița de la Părinția, nu se mai poate. Deci nu ai cum să mai faci investiții acolo. Pe de-aia ei sunt condamnați la moarte, nu? Nu sunt condamnați la moarte, trebuie văzut. Să merită să facem un cămin cultural acolo, pentru că un cămin costă foarte mult. Da, vom face un cămin, vom face un ca și pe podul. Un cămin. Dar nu trebuie mare. Pentru niște deci, preotul vrea pentru niște bagă pe urmă la stasă. Mersă, nu? Domnul Butunoi, luați inițiative, da? Și faceți o casă praznicală. Da? Păi, dar nu sunt parte exact, la fiecare exact în parte. Sunt parte. Cum adică, cu ei, așa, adică, s-a fost fie ceva, dar nici nu poți să faci un cămin cultural la Poieni și nu se fac nimic de ce nu poți, că așa se face. Dar nu un cămin mare, un cămin, când spui cămin cultural, ai vrei 10 ani. Eu consider că la nivel de Poieni Năstăsim Barna sat, nu acolo ar fi bună casă praznicală. Deci asta ar trebui acolo, nu cămin cultural. Când un cămin cultural costă foarte mult. Și domnul Vasile, o casă praznicală o faci altfel. Pentru un cămin îți trebuie o grămadă de avizii, autorizații care le obții foarte, foarte greu. Da? Deci așteptăm de 3 ani de zile un aviz ca să dărâmăm o școală, care avem expertiză la ea că nu mai este bună de nimic. Da? Avem mese, nu sunt, scaune, nu sunt. Când au fost nevoie, eu consider că am trimis și mese și scaune, da, am ajutat. Cine, cine a trimis? Cine a apelat la mine, eu pe toți am ajutat. Da, din un năcări nou. De ce? Să nu? Ba da, ba da. Care, care cum a solicitat ajutor din partea mea, eu am fost deschis cu toată lumea. Cum e care moare, cum o să te da, dar nicio problemă. Da, domnule, da, domnule. Da, capitolul următor la asistență socială, 1431.000, care cuprinde cheltuieli de personal 699.22, indemnizații pentru persoane cu handicap 288.09, ajutoare de încălzire pentru beneficiari de ajutor social 20.000, ajutoare de urgență, ajutoare de decesc pentru beneficiari de ajutor social 5.000. Capitolul locuințe, servicii și dezvoltare. Ați văzut, domnul Butunoi, am prins și ajutoare de, pentru oameni încălziți. Am prins 5.000 de lei, ajută și noi, măcar cum se scriu acolo. Asta era om, dar sunt om 2. Nu, dar n-ai, nu. 5.000. Mai departe. Dar nu-i faci nuntă. Mai bine prindeam la care nasc, domnul primar, ca să ne stimulăm și mamele care nasc. Deci la capitolul sunt de servicii de dezvoltare. Și primești, doamnă. Ce împărțești primești? Unde primești la mea la primărită? Mamele care de la stat. De la stat? De la stat nu mai am de la noastră indemnizație. Sunt nicăieri în România, nu? Nu. Ce, sunt? Alocația lunară care este 200 de lei.
Bucureștiul dă 2000 de lei, doamne. Da, stimulente, nu, doamna, zice, nu se acordă indemnizații. Nu indemnizații, este stimulent. Da, la acum, în ceasă, nu e consiliu local. Da, consiliu local. Da, deci la capitolul locuințe, servicii și dezvoltare, 2760.12.000, din care pentru bună și servicii, iluminatul public, 155.000, cheltuielile capital total, 2339.12.000, din care pentru alimentare cu apă, 2159.12.000, asta e cu finanțarea din PNDL, la Ministerul Dezvoltării, extindere rețea iluminat public, 120.000, 160 pe tine de acolo. Prin, da, cu mențiunea că se, o să fie de aici 10.000 și programe de aici direct pentru iluminată și fotovoltaice, 266.000 lei. La capitolul colectare de distrugere de eșeuri, total 3.866.046.000, din care bunuri și servicii 126.500.000 lei pentru taxa de salubritate și taxa pentru mediu. Și la cheltuielile capital, 3.769.796.000, adică pentru proiectul cu canalizare. La capitolul transporturi, drumuri, total 1.693.47.000, din care cheltuiel de personal 93.88, cheltuiel cu bună și servicii, întreținere drumuri 159.000, cheltuiel de capital totale 1.440.59, din care pentru modernizare drumuri locale, drumuri de la Vlanic 6.170.000, pod din beton armat la punctul graf, 77.59.000, cheltuiel de proiectare efect poduri, 38.000, totalizare proiect modernizare drumul de interes local, 83.3.000. Totodată avem spre aprobare și utilizarea din studentul la precedință, sume totală de 1.449.000 lei, pentru următoarele obiective de investiții. Modernizarea drumului locale în comuna Parencia, 6.7.000, pod din beton armat la punctul durat, 186.600.000, construire garaj, 365.000, extindere rețea iluminat public, 180, reducem cu 10.000, actualizare proiect modernizare drumului de interes local, 81.300.000, amenajarea teren sport nănești, 15.000, achiziție bazin de carburant, 12.000. Și mai avem și lista de investiții pe anul 2019. Care este în valoare totală de 8.247.67.000, care cuprinde modernizarea drumului local în comuna Parencia, adică drumul de la Vlanic, 61.7.000, înființarea sistemului public de alimentare cu apă, 2.159.12.000, înființarea sistemului public de apă uzată, canalizare, 3.739.36.000, construire garaj cu două locuri, sau Parencia, 365.000, construire pod peste părul Parencia, cu durată, 717.59.000, amenajare loc de joacă cu spart 15.000, cheltuieli de proiectare poduri 38.000, expertiză tehnică campus școlar 40.000, înființare sistem de iluminat panouri solare fotovoltaice 266.000, extindere rețea iluminat public 180, din care reducem 10, actualizare proiect modernizare drumului de interes local 83.3.000, amenajare teren sport Mănești 15.000, înființare fântână publică de apă potabilă în satul Mileș și de sus 15.000, și bazin de carburant, 12.000 lei. Da, da, fântână, acolo nu ați mai la, la biserică, lângă biserică, la Mirești. Fântâna aia, ați mai fost la ea? Am făcut-o. Ați ajuns? Am dus tu. Deci proprietarul de acolo a spus că el nu are nevoie decât de un tub. I-am dus tubul, i-am dus niște balast și l-a făcut el cum i-a făcut. Da. Deci la mine de sus nu am făcut pentru că a venit iarna, frigul și nu s-a mai putut. Urmează să o facem anul ăsta. Da. Urmă la aprobări în contractării împrumutului, trebuie să facem buget separat pentru surse finanțate din credite interne. Și avem așa, la capitolul venit pentru anul 2019, 540.000 lei, și pentru cheltuieli la FIEP 15.000 pentru modernizarea de primărie. Cum aceasta reprezintă trei tranșe, câte trei trageri considerate că le facem anul acesta. Diferența o să fie pe anul următor. Mai concret. Adică împrumutul anul ăsta o să fie în trei tranșe, așa de 180.000. Adică se împrumută până la urmă banii ăștia pentru primărie, da? Pentru primărie, da.
Deci nu da, aveam bani să mai pun câte 100 de milioane la, la biserici, dar avem bani din comunitate. Dar ne trebuie și primul. Nu ne dăm rezultatele. De unde o să dăm banii ăștia înapoi? Contractul ăsta o să fie pe, pe mai mulți ani, în primii 2 ani nu se restituie decât dobândurile, da, și următorii 2 ani începe să restituie tranșa. Pe asta vă spun, din ce obiectiv să restituie, dar noi am putut nu, de nu sunt ce lucrările. Nu? În momentul când, deci, suntem în curs de licitație, da? Sunt scris la licitație banca comercială și cei, da? La un moment de față nu știm din unde luăm banii. Da? În momentul când ni se aprobă și câștigă o bancă, câștigă licitația, o să venim cu, la aprobarea consiliului local, aprobă proiectul de hotărâre pentru împrumut, după care scoatem lucrarea la licitație și mergem mai departe. Deci întâi luăm împrumutul. Da. Da, păi dar noi nu, deci domnul Vasache, noi nu luăm niciun bani de bancă. Banii rămân în bancă. În momentul când a început să construiască, da, în baza facturii și unui deviz de lucrări, dar plătește. Noi acum nu avem, să știm, proiectul la primărie cât bani costă. Este devizul. Devizul general e 10 miliarde, nu? Este devizul. Da, da. 10 miliarde în lei, așa. Da? Dar când îl scoți la licitație, nu trebuie neapărat să fie 10 miliarde. Poți să fii mai... Deci se licitează. Nu e... Da, da. Dar contractată cu execuție, în urma licitațiilor, oricum o să fie full devizul. Nu este nici așa. Da. Mai ai ceva, domnul contabil? Da. Biscuit, dacă mă gândesc o scurie. Mai aveți ceva de comentat? Nu mai era de comentat, probabil. Avem toalete, avem de tot și astea publici. V-ați gândit? Da, domnul primar, la propunerea mea de ieri, mergeți, gândim o... Trebuie gândit și mă nu-i mare, vă spune două... Deci nu-i vorba de bani, găsim. Deci găsim bani, 2000 de lei, ca să facem o... ca să vedem unde o pune. Găsește, domnul Vici, locul, de aia aici, și câștigă salariul. Nu? Ca o tipă de comandă. Dar dacă găsești la variantă. Nu e variantă, asta am văzut bună de proiecte. Da, domnul Masachi, cu propunerea rămâne în discuție, da. Vedem, analizăm și suntem de acord. Faceți o toaletă publică, că nu avem o toaletă publică. Deci, domnul Masachi, unde facem toaletă publică, trebuie să avem și apă curentă. Apă curentă și canal. Da. Am două. Da. Este, eu știu unde. Nu știu, acolo unde spuneți dumneavoastră, nu. E în poarta omului. Nu, mergem aici, intersecție, aici, cadem și apă și canal. Da, picolț. Picolț aici, domnul. Unde îi punem noi avizul electoral? Acolo merge toaletă, fără unii. Da, merg și canalul și apa. Eu m-am gândit de la toaletă. Da, sau așa. Vreau să fie un centru administrativ. De ce nu-i toaletă? Nu, domnul Vasrache, o să faci un lucru următor. Să o ducem, domnul Vasrache, trebuie să o punem undeva în altă parte, nu chiar în centru, n-ai cum să pui toaletă. Chiar în centru satului, nu mai filmează cineva, face poze, ne pune și toată România. Nu, trebuie găsit o soluție, o altă soluție. Nu, acum ne filmează, suntem la nivel de discuții. Da, nu. Da. E mai urât când apare toaleta. Prostia. Prostia omenească. Nu. Deci o să găsim un loc, dar să vedem unde. Da, mai sunt discuții? Acolo, dacă nu mai sunt discuții, Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Aviz favorabil. Comisia 3. Eu personal nu pot să eu comisia 3, spun doar persoana mea, restul nu știu din comisii ce o să facă, eu nu sunt de acord. Restul să facă ce vrea. Ei pot să fie de acord ceilalți, nu am nicio problemă. Dar comisia, deocamdată reprezintă o comisie. A, eu comisia, da. Așa, aia am. Dacă doamne consiliu, sunt de acord cu hotărârea propusă. Locutorii, nu? Nu, acție. Păi. Abține? Abține? Haideți să votăm, haideți ca să spunem la vot cine este pentru. Cine se abține? Cine este contra? Deci domnul Butunoi cu Neam Martin voteze? Da, au votat. Neam Martin, duce un pic mâna mai tare.
Trecem la punctul 9. Expunerea motivului și proiectul de hotărâri privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a programului anual de achiziții publice al Comunei Palincea pe anul 2019. Doamna. Aveți cuvântul, doamna Bunariu. Da, strategia achizițiilor publice conform prevederilor legale se aprobă anual de Consiliul Local și cuprinde locuri productive unde se stipulează prevederile legale conform căreia se întocmește această strategie anuală, etapele procesului de achiziție și programul anual al achizițiilor publice. Strategia de achiziție a fost aprobată și anul trecut prin hotărâri de Consiliul Local pentru anul 2018. În 2019 nu au intervenit modificări, dar pot interveni modificări și completări pe parcursul anului. Planul anual al achizițiilor publice este întocmit conform bugetului, cu sumele care sunt prevăzute în buget și în componență are cam aceleași, este structurat după buget. Lista de investiții, după cum știți, nu știu dacă ați și analizat un pic planul de achiziții și dacă aveți, eu știu, vreo, să completăm ceva sau să mă întrebați ceva vis-a-vis de ceea ce este deja stipulat în acest program. Sunt modernizare drumuri care ar trebui să existe în planul de achiziții, lucrările de înființare, sistem de apă și canalizare care au mai fost, podul care este început deja, adică lucrările și toate achizițiile au început deja și suntem în continuare. Deci achizițiile sunt în continuare pentru aceste obiective. Construire pod, apă, canal, modernizare drumuri. După aia avem garajul, modernizare și extindere sediul primăriei. Deci ele trebuie prevăzute. Deci când o să avem banii din împrumut, dacă se va aproba, o să trebuiască să facem achiziția pentru modernizare și sediul primăriei. Cheltuieli poduri pentru proiectare. Amenajare loc joacă, expertiză, campus, înființare sistem iluminat cu panouri fotovoltaice, extindere rețea de iluminat, înființare fântână, bazin carburant, amenajare teren sport. Și după aia avem celelalte. Carburant, asigurare, analizele la apă, reîncărcare cartușii, formulare de asistență socială, formulare de stare civilă, chitanțierii, contribuțiile, toate contribuțiile pe care le suportăm de la bugetul local pentru ADIS, ADIB, ACOR și toate celelalte, cursuri de pregătire profesională, dezinfectanți, furnituri de birou, întreținere, echipamente informatice, materiale consumabile, utilaje, buldo, alte obiecte de investiții, piese pentru turbă și motocositori, reparații pentru dujbă, reîncărcare tunele, reînnoire certificate digitale, reparații auto, reparații tractoare, revizii auto, servicii cadastrale, servicii medicina muncii, servicii programe, servicii vulcanizare, taxe auto, telecomunicații, timbre poștale, viza anuală, DSP, avize obiective, investiții, servicii reprezentare juridică, vidanjare, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare neprevăzute, program legislație, asistență sanitar-veterinară, servicii tâmplării, întreținere mobilier, contribuție AFM, ținută protecția muncii, organizare licitații pentru obiective de investiții, cadastru sistematic, UPS-uri, taxă, salubritate, bunuri și servicii SVSU, bunuri și servicii energie electrică, bibliotecă și cămine culturale, contribuții pentru persoane cu handicap, consum energie electrică, întreținere iluminat stradală, întreținere drumuri, cheltuieli, organizarea evenimente culturale, iluminat primărie, cotizații ADI-uri, ajutoare de urgență, tichete grădiniță, susținere culte, reparații curente, cămine culturale, PUG-ul, care trebuie să demarăm deja proiectul pentru actualizarea PUG-ului când anul viitor expiră. Plăcuțe, nomenclatură stradală, numerele și plăcuțele pentru străzi, împrejmuire, târg săptămânal, consultanță, împrumut, dobânzi, credit, soft, urbanism, plan, aprobare, riscuri, SVSU, ridicare, topo, PUG, servicii, evaluare, riscuri, protecția muncii, reevaluare, patrimoniu, autorizare, apă, deplasări, pază, pădure, materiale gospodărești, domeniu public, servicii înregistrări TV și servicii clorinare, pompă de apă. La cadastru vreau să întreb. La cadastru, domnul primar, trebuie să răspundeți. Era conform legii cadastrale, fost faptul cadastru gratuit. Da. Cadastru sistematic. Da. Deci am făcut, unde s-a finalizat partea asta de la Mănăstirii Palincea, acum avem Pinănești,
fi partea lui Dima, după care acum închem un alt, închem un alt contract pe tot Pinănești, partea asta la Analog. Tot Pinănești, da. Da. Deci trebuie să luăm cele mai mari tarlale și care sunt cele mai ușoare de făcut. Da. Când era Don Ștuc, era luat, acum e Nălești. Nu. Deci, mergem pe Sclavilan. Nu, ave, nu aveți la, la Vâlene așa o tarla de mare, doamna Dumor. Nu aveți la Vâlene așa o tarla mai mare ca Nănești, aici sus. Doamne, dar da. Nu mai contează acum unde avem oașă, unde suntem mii, dar... Deci, așa ne solicită, așa ne solicită și nouă, nu facem ce vedem noi, doamne. Deci, OCPI-ul, așa, așa spune, pentru așa face. Pentru cadastru sistematic, plățile care mi se oferă de la OCPI, cei care execută serviciile de cadastru sistematic, spun că nu sunt, nu acoperă toate cheltuielile și de asta noi am scos la licitație de mai multe ori aceste lucrări de cadastru sistematic la care nu s-a înscris nimeni. Deci nu înseamnă că este rea voință. Chiar nu vrea să, nu vor executanții care sunt și autorizați. Și exact la Dănești, partea Odondimă. Exact acolo. Dacă mai mare, e mai ieftin, înseamnă că nu are multe parcele. Parcele de făcut. Deci dacă are mai multe parcele, trebuie să se deplaseze. Și unde nu sunt așa multe probleme. Da. Da, deci până acum le-au dat amprezea undeva la 40 ceva de lei, acum le dă 81 de lei pe 80 de lei. Și acum sunt, vor intra în vigoare modificări la legea cadastrului și vor să mai adauge niște bani. Poate îi mai stimulează într-un fel să vină să facă aceste lucruri. 40 lei nu faci nimeni, frate. Nici 80 de imobili. Da, e clar. Avem 81.000, contract de 81.000, care este deja în derulare și trebuie să luăm altă etapă de finanțare, o să fie undeva la 56.700 sau dacă se produc modificările astea la legea cadastrului, s-ar putea să fie un pic mai mult. Da. Poate să ajungi și la vâne cadastrul ăsta și la... Milești, Dumnezeu, la voie, da, asta zice și mai. La voie sărace, dar ei zic, da, ei zic, da. Păi bine. Atâta. Dacă mai sunt discuții. Dacă mai sunt discuții, comisia 2. Contra, abține, nimic. Toată la punctul 10, expunem motivele și proiect de hotărâri privind aprobarea cotizației anuale patrimoniului Asociației Comunelor din România, acord, pentru anul 2019. Domnul contabil? Da. În urma hotărârii Comunelor numărul 25 din 2017, comuna Tarincea a aderat la Asociația Comunelor din România, sau prescurt acord. Printre prevederile statutului așa se regăsește și cotizația anuală pe care o suportă fiecare membru al asociației. Pentru anul acesta 2019, pentru comunele cu număr de locuitori între 3.000 și 5.000, s-a stabilit prin statutul asociației 1.300 lei. Însă, această cotizație trebuie aprobată în Consiliul Local al Vâlcii. Răspund că ați văzut materialele. Dacă aveți de întrebat ceva... Ia întrebări? Nu. Comisia 1, de acord? Și Comisia 2? Da. Comisia 3? Da. Deci, supunem la vot. Comunitate votul 4. Trecem la punctul 11, expunere de motive și proiect de hotărâri privind aprobarea aderării Comunei Parincea la ADI Ungureni-Buhoci. După știți, Comuna Ungureni și Comuna Buhoci au făcut în ADI pentru să acțiază mai mult pentru extindere cu gaze naturale. Și vrem și noi să ne afiliem acestui ADI. Să începem și noi să facem studiul de fezabilitate, să vedem ce nevoie avem. Deci la ADI-ul respectiv nu e numai pentru, se poate depune proiecte și altele proiecte în afară de gaze naturale. Ce cheltuie de la ADI? La ADI.
Deci avem o cotizație care este în formă de 10.000. Taxa de ostrie 200 de lei. Taxa de ostrie este 200 de lei și cotizația anuală 10.000. Și cu ăștia 10.000, cum să iei să strâng undeva. Deci, deci ADI respectiv are un președinte, are un director care... Deci, deci, da, 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 păi, să obțin cheltuieli de funcționare, da, cheltuieli de funcționare și proiectele se aprobă mult mai ușor prin ADI. Deci au un consultant care este angajat. Au... La dosar să știți cum este, deci la mapă este documentația. Da, da, ei l-au înființat. Și acum au dat drumul care să afilieze mai multe comune. Deja sunt, cred că, vreo 15 comune care se afiliază lor. Da, domnul Vatranche, dar să știi că astea nu se aprobă proiecte în viitor fără asocierea comunei. Da, da. Nu ești asociat, nici nu se uită. Nu cotizezi, nu se uită. Că mai intervii și alte cheltuieli, într-adevăr, că aia care muncesc trebuie plătit. Au și nevoie de cheltuieli, de materiale, au nevoie de cheltuieli de personal. Da, discuții, dacă... Dacă nu mai sunt discuții, ce puteți face? Comisia nu mă pune. Credeți pentru case, nu se poate face. Nu. Comisia 2. Aveți favorabil. Comisia 3. Supunem la vot, domnul consilier. Deci un am 12. Punctul 12, diverse, dacă cineva vrea să ia cuvântul la diverse. Dintre consilieri întâi. Au voi. Da. Deci consilierii nu vrea nimeni la diverse, domnul Roșca. Aveți cuvântul. Aș vrea să vă întreb și eu, dacă luați sufoane pe gumă la noi la Poieni și anul ăsta? Da. Dacă nu ne ridicați gumă, de ce ne luați bani? Pentru că puneți în pudelă, în afară de gumă cu care avem contract cu... Am înțeles, dar nu avem alte cubele, cum vreți să le punem? Putem? Nu avem alte cubele în afară de cubela care ne-ați dat-o. Da. Deci acolo se pune numai gunoi menajer, nu se pune frunze, nu se pune steagă, nu se pune piață, nu mi-l-a luat. Pe ala menajer, nu mi-l-a luat. De 2 ani deloc, nu vine mașina. Da. De ce ne luați bani? Din cauza vremii nefavorabile, știți că nu poate să ajungă așa permanent în zona respectivă. Din vina tot, autorități, nu este piatră a doua. Nu este piatră? Nu, nu s-a spus, nu a putut să urci mașina, nu ne-a spus piatră. A spus, vorea cu o mașină la... Dar joi acolo a fost ea. Acum, acum, deci, domnul viceprimar răspunde, și știți clar că am discutat la ședință, că răspunde. Domnul viceprimar merge în fața mașinii permanent. El vă poate lămuri dacă a fost sau nu. Astăzi, de exemplu, mașina n-a putut să treacă de la Bălus. Da. Din ce cauză? Pe ce motiv? Pe motivul drumului. Nu era pe apă pe jos? Da, nu este. S-a scofundat mașina. Este drumul roșca, este drumul județean, faceți reclamații la drumul județean. Dar în drumul comunal, de ce nu intră la noi? E a dumneavoastră drumul. De ce nu intră la noi? Nu intră, nu? Nu este pe apă? Nu este. Vă arăt, vă fac și filmări. Acum vine sărbătorul la faci. Nu, vreau. N-avem să facem mașini la biserică, nimic, e o mocelă și un domnul anul trecut, știți, am avut 100 de mașini. Da? Atât am avut, disponibil pentru toată comuna Parincea. O comună... Nu, ascultă-mă un pic. Eu știu că s-o duci la Poie, nu numai la Nănești. Da? Deci 100 de mașini să le împaci la 10 sati, nu-i nimic. Deci nu-i nimic. Da, știu. Așa nu ne știu, plătim și gunoi și aia, căminul nu-i faci, nimic, mese nu. Dar stați să știți să ne luați, gunoiul nu-i ridicat, balațul ne-a dus. Lumină, datorită domnului postului primar, ne-a tras ca altfel, nu-i trăgea niciodată. Da, eu după cât știu, nu puteam să trag, eu unde o tras domnul postul primar, da? Am pus la Năstăsăni, am pus la Barna, am pus la satul meu, am pus, da. Deci, anul ăsta n-am putut să facem un contract pentru balastare, drumuri, pentru că n-am avut bugetul făcut. Ei, acum după buget, da,
faci un contract și ducem și înapoi. Cum am zis fiecare dată, ducem și acum. Știu, mergeți doamna Dămoc la Nănești și să vedeți că nici în Nănești nu este piatră, pentru că intră în pământ. Domnul Vasvache, este piatră Nănești sau nu este? Noi de mare. Eu vă duc, mergeți cu mine cu mașina, vă arăt exact unde am pus anul trecut piatră, să vedeți că a intrat în pământ. Nu că nu vrem. Am pus și la Văleni. Și la Mileș, și biserică. Știm, dar am dus și mai ducem. 10 mese, 1000 de lei sau 2000 de lei. Domnul Roșca, abia am pus să facem 15 mese pentru căminul Parincea, da? Ușor, ușor o să facem și până și până o să facem. Dacă o să fie nevoie de masă, ușor, ușor, ne spune de la Revoluție în coace, în țara asta merge ușor, ușor și tot așa suntem. Noi suntem sătui cu ușor, ușor, facem mâine, facem păiți. Ați fost, ați fost la guvernare. Și la ce să mă? De asta merge. Da. N-am pierd în ce zi. Da, dacă nu mai sunt în alte... Eu vreau ceva, domnule. Poftiți, domnule. Cu ocazia că vin și Paștele și primăvara asta, să facem o de curățenii la drumurile alea, drumul pe la Milești. S-o tăie spine acolo, nu s-o mai dat nici foc, acolo au crescut alții. Aici, șoseaua spune, Parincea, Văleni, sunt niște pomi, o răsări sărași singuri pe marginea drumului acolo, niște nuci, niște cireși. Păi trebuie încurățat, s-a făcut frumos acolo, îi ferească spuții și pe drumul ăla. Cum niște oameni care lucrează pe ajutor social. Domnul Bațu, vă făcuți acum 2 ani. Împreună cu domnul viceprimar, cu toți angajații primăriei, cu toți de la 416, am stat pe drumul ăla o săptămână, am curățat nuci, am curățat spini, am curățat... Da, nu spun că nu trebuie, dar acolo e altă problemă. Toți cetățenii scoate cu noi din curte și l-aruncă în drum. Și să știți că și gunoiul din Craști. Se vede foarte urât pe marginea drumului. Chiar dacă îl scoate, să-l duc un pic mai încolo, nu chiar în marginea asfaltului. Nu e mai corect așa? Deci, acolo spinea aia, domnul Baciu, în fiecare i-am tăiat, i-am curățat. Bine, nu s-o luat, s-o întârziat, v-am spus, comuna e foarte mare, la ajutorul social avem câțiva, să știți, de la Mirești avem un ajutorul social, care e bolnav, nu poate, vine un pic dimineață, într-o oră spune că nu mai poate și-i rău. Dar acolo, aici, pomii ăștia, e o lucrare care trebuie făcută. La care pom, spuneți, de asta mai concret? Care pom? Pe marginea drumului sunt niște nuci, și pe o parte și pe altă. Dar la noi am curățat acum 2 ani, nu? 2 ani. Arunt, acum 2 ani am curățat. Da, dar aia nu pot curăța. Trebuie lăsat și un singur, de câte 3-4. Ca să-i rărim? Nu, no. Ca să-i rărim? Noi îl zice că n-am curățat. Da, bine, o să venim, o să vedem. O tăiat un cetățean acolo, o curățit pe un cireaș, nu se poate remora, chiar la tâmpul ăla, când duce în coace. Și a zis, băi, uitați că primăria au făcut, dar nu, e făcut un singur om acolo. O tăiat așa de frumos un cireșel, l-au lăsat acolo frumos. O să apună acolo, nu? Poteți? O să apună în jos. O lăsat, bine, are niște crași aia să pot lua, nu e o problemă, dar nu-s curățat, domnule. Sunt da. Ce au crescut în câte 4 acolo. De multe ori eu și încurcătură și la circulație cu frunzarul. A, nu, asta e cam greu de luat, vedeți că vă auzi de o săptămână și suntem în zâmpire cu curățenia și prin centru satului. Da, bine, înțeles, că așa. Dar nu-i cu zi, acasă, vii am. Da, mulțumim. Dacă mai ai participare. Mai diverse, mai zice cineva? Dacă nu, de care ar fi da.